Bună ziua! Bună ziua tuturor! Vă salut la o nouă ediție a dezbaterilor în formatul You Debates Cafe, organizate de Institutul pentru Politici și Reforme Europene în parteneriat cu Fundația Hans Seidel. Evident că, având în vedere reuniunea care va avea loc pe 1 iunie, summitul comunității politice europene în Republica Moldova, ne-am propus ca această ediție a dezbaterilor să o dedicăm acestui eveniment, să discutăm despre mizile acestui summit pentru Republica Moldova, pentru regiune, pentru continentul european și care sunt implicațiile de securitate, economice și nu doar pentru țara noastră. Avem un panel distins de vorbitori pe care am încercat să-i adunăm astăzi aici în sală, la noi, la IPRE. Sunt doi colegi care se vor gândita cu noi online, colegi din diaspora, care iarăși urmăresc foarte aproape tot ce se întâmplă la nivel european, dar și în Republica Moldova. E vorba de Dorina Baltag și Denis Cenușu. Dumnealor se vor conecta un pic mai târziu în discuția noastră, dar vreau să încep prin a-i saluta pe colegii mei care sunt aici alături de mine. Stella Leucă, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul de Externe are un rol important în organizarea acestui eveniment, alături de alte instituții implicate. Stas Madan, coordonator de program, director program de la Expert Group, colegul nostru de la Expert Group, pe parcursul ultimei perioade a vorbit de mai multe ori cu privire la dimensiunea economică, dar nu doar acest eveniment pentru noi, de asta și sperăm să l-auzim pe Stas să vină să ne spună mai multe detalii și mai multe aspecte pe care le consider importante. Vreau să salut și pe George Sagan, un diplomat al Republicii Moldova, la un moment specialist pe tot ce ține de afaceri externe și internaționale. Gecu, te salut! Și colegul meu, Mihai Mogâl, director executiv adjunct la IPRE. Deci ne propunem să discutăm acest eveniment, să venim cu mai multe detalii. Încă o dată vreau să mulțumesc colegilor de la Privesc Eu, care sunt aici alături de noi și care ne facilitează această dezbatere, eveniment, salut și jurnaliștii care sunt aici alături de noi de la TVR Moldova. Și sigur vreau să-i menționez și pe colegii de la RLive, care transmit și ei această dezbatere. Să începem discuția și vreau să încep cu Stella. Câteva ore în urmă, ministrul Nicu Popescu a venit cu un briefing de presă, a venit cu mai multe detalii despre pregătirile în ajunul acestui summit, despre așteptările de la acest eveniment. Înțeleg că vor fi mai multe anunțuri care vizează Republica Moldova. Vreau să îți ofer ție, Stella, ocazia să vii cu principalele, practic, mesaje legat de acest eveniment de la bun început, că într-un fel să setăm discuția în continuare în cadrul dezbaterii noastre. Stella, te rog. Mersi și bună ziua tuturor aici și cei care ne privesc. Îmi pare bine să am această oportunitate să fiu lângă voi și să vă povestesc despre ce facem noi la Externe și în general cu întreaga echipă guvernamentală pentru pregătirea acestui summit important, această reuniune super importantă pentru Republica Moldova. Dar în același timp să vă aud și ce credeți dumneavoastră ca și experți, care sunt întrebările pe care le aveți și ce ați vrea să mai aflați cu câteva zile înainte de reuniunea care urmează. Deci în Republica Moldova pe 1 iunie se vor reuni 51 de oficiali din Uniunea Europeană, dar și din regiune. Ceea ce se va întâmpla pe 1 iunie vor fi câteva discuții tematice, avem setate două seturi de subiecte importante, securitatea, desigur, și al doilea este vorba despre reziliența energetică și conectivitate.
participanții se vor diviza în câteva grupuri de lucru, după care discuțiile acestea vor fi reflectate în cadrul unei reuniuni a tuturor liderilor. Ce vrem noi să obținem ca rezultat acestui eveniment este în primul și în primul rând să dăm dovadă de... îmi cer scuze... Să dăm dovadă de dedicația noastră pentru valorile europene democratice, să confirmăm acest vot de încredere pe care l-am primit de la partenerii noștri de dezvoltare din Europa în primul rând și deja să construim pe acest capital de încredere și să acționăm în beneficiul Republicii Moldova. Mersi, Stella, pentru această introducere scurtă. Evident că avem mai multe întrebări. Apropo, cei care ne urmăresc online pe pagina Privesc Eu, dar și pe pagina de Facebook a IPRE, vă invit să adresați întrebări nouă pe care colegii mei mi le vă transmite și le adresa și participanților. Între timp, vreau să continuăm cu Mihai, colegul meu. În ultima perioadă, foarte mult s-a discutat deja despre acest eveniment. Am avut și o conferință internațională care a avut săptămâna trecută. Mihai, vreau să te întreb, din perspectiva ta, care sunt principalele așteptări pentru Republica Moldova, în primul rând, de la acest summit și poate ai putea să te referi un pic mai mult la rolul pe care revine Republicii Moldova acum ca și actor european care practic contribuie inclusiv la agenda europeană de discuții curente. Mihai, te rog. Mersi, Iulian. Mulțumesc și eu celor care ne urmăresc și care sunt interesați de această discuție, de altfel de actualitate, ținând cont de că summit-ul va avea loc în această săptămână. Eu cred că sunt câteva elemente care trebuiesc punctate când vine vorba de acest eveniment. În primul rând, formatul summit-ului care, din câte înțeleg, va reflecta în mare măsură ce s-a întâmplat la Praga în luna octombrie anului trecut și va asigura practic continuitate la nivel discuții, interacțiune, cooperare între țările participante și acest format care include pe de o parte reuniunea în format multilateral cu participarea tuturor statelor membre, iar pe de altă parte include și oferă posibilitatea întrevederilor la nivel bilateral, consultări între diferite state, cred că este unul destul de pragmatic și ne poate ajuta să aducem în discuții câteva priorități imediate pentru țara noastră. În primul rând, în cadrul acestui format multilateral, cred că subiectele menționate de Stella legate de securitate, energie, sunt foarte importante pentru Moldova. Avem aici câteva aspecte care ar trebui, cred eu, abordate și pe marginea căruia ar trebui să enunțăm care ar fi prioritățile noastre. În mod special mă refer la atragerea de asistență pe dimensiunea de securitate și apărare, la creșterea suportului venit din partea Uniunii Europene și a țărilor membre pentru sectorul de apărare. După cum bine știm, avem din partea Uniunii Europene în ultimii 2 ani o asistență considerabilă pe dimensiunea de apărare, care practic a reușit să dubleze bugetul Republicii Moldova pe dimensiunea acestui sector, dar în continuare există câteva necesități fundamentale care țin de echiparea armatei, de protejarea spațiului aerian și de contracararea amenințărilor hibride. În același timp, cred că formatul acestui eveniment ne va ajuta să
abordăm împreună cu țările participante, în special statele Uniunii Europene, câteva idei privind activitatea viitoarei misiuni civile a Uniunii Europene aici în Republica Moldova, care, din câte înțeleg, urmează a fi lansată la începutul lunii iunie. Cred că țările participante, în special cele din Uniunea Europeană, ar putea să ofere sprijin suplimentar pentru activitatea misiunii pe dimensiunea mai multor proiecte care țin, de exemplu, de spațiu informațional și posibilitatea creării unui centru responsabil de protejarea spațiului informațional și contracararea dezinformării, așa cum a fost anunțat de către doamna președintă ieri într-un briefing de presă. Cred că această inițiativă ar putea să fie pusă în discuții, inclusiv la nivel bilateral, pentru ca activitatea misiunii, dar și în general asistența care vine în partea UE, țărilor membri UE, să fie concentrată anume pe aceste priorități pe termen scurt și mediu ale țării noastre. Pe dimensiunea energetică, cred că aici comunitatea politică europeană oferă chiar mai multe posibilități de a discuta și de a atrage sprijin și poate de a iniția anumite parteneriate cu țări din afara Uniunii Europene, cu țări care nu vin sau sau țări alături de care putem crește cumva reziliența energetică a țării noastre. Mă refer aici în special la state precum Turcia, Azerbaijan, dar și Norvegia, de exemplu, care nu fac parte din Uniunea Europeană, dar care în acest format de discuții vor fi prezente la Chișinău, pot fi inițiate anumite tratative cu aceste state pentru potențiale achiziții de resurse energetice în perioada următoare. În același timp, cred că această reuniune de la Chișinău vine ca sau văd în ea o formă de continuare a unor discuții care au fost inițiate anterior, inclusiv prin participarea statelor nordice și a baltice și a celor baltice la o reuniune aici în Republica Moldova în prima jumătate acestui an. Vine ca și continuarea unor discuții pe care le-am avut la nivel bilateral cu țările membre UE, aflate într-un proces de avansat de dialog cu Republica Moldova în ultimii ani. Și totodată, cred că valoarea acestui summit pentru țara noastră este una multiplă și trebuie să fie analizată din mai multe perspective, de ordin economic, investițional, din perspectiva îmbunătățirii imaginii țării noastre în exterior, dar cu siguranță prioritatea numărul unu este promovarea progreselor și priorităților țării noastre pe dimensiunea parcursului de aderare la Uniunea Europeană și cumva consolidarea eforturilor de advocacy pe care le-a inițiat guvernul nostru încă acum mai bine de un an, atunci când am transmis cererea de aderare la Uniunea Europeană, pentru a convinge țările europene că Republica Moldova trebuie să parcurgă și să treacă, de fapt, următoarea etapă a procesului de aderare, și anume inițierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Deci summitul din 1 iunie reprezintă o platformă care ne poate asigura un sprijin mai extins din partea țărilor membre ale Uniunii Europene pentru a obține o decizie favorabilă din partea Consiliului European în luna decembrie acestui an pentru deschiderea negocierilor de aderare. Această decizie din luna decembrie va fi una eminamente politică care se va baza evident pe
raportul Comisiei Europene care urmează a fi publicat în luna octombrie, dar care, datorită laturii sale politice, va depinde mult și de capacitatea țării noastre de a convinge șefii de stat și de guvern a țărilor membre ale Uniunii Europene privind necesitatea și importanța unei asemenea decizii pentru viitorul Republicii Moldova. Cred că acest summit din 1 iunie trebuie să ne aducă cu un pas mai aproape de această decizie din mult așteptată, de fapt, către finalul acestui an. Mersi, Mihai, pentru că ai oferit așa o perspectivă mai extinsă la așteptările și importanța acestui summit. Ai menționat și dimensiunea europeană, care evident este importantă, în vedere că majoritatea din membrii comunității politice europene sunt state membre UE. Ai vorbit și despre oportunități de interconectare, despre programe, despre proiecte. Într-adevăr, urmează să vedem care vor fi anunțurile și deciziile care se vor lua la acest eveniment la Bulboaca. Vreau acum să mergem pe online. Cu noi este Dorina Baltag, care este cercetătoare la Institutul pentru Diplomație și Guvernanță Internațională de la Londra. Dorina este cu noi online. Dorina, vreau să ne dai un semn dacă ești cu noi. Bună ziua și bine v-am găsit. Sunt cu voi. Sper că mă auziți bine. Noi am început discuțiile, sper că ai prins principalele intervenții ale colegilor anterior. Vreau să te întreb, iată, dintr-o perspectivă mai mult așa a unui cercetător la nivel european, să ne dai un pic o privire de ansamblu. Cum este privită această comunitate politică europeană la nivel european, cum este privită Republica Moldova în contextul acestui eveniment? Am văzut în ajunul acestui eveniment mai multe adresări din partea președinților, șefilor de guverne, șefilor de instituții europene. În ajunul acestui summit, ce am desprins eu este practic mesajul cheie că Republica Moldova nu este singură și într-un fel o reconfirmare a sprijinului din partea partenerilor noștri pentru Republica Moldova. Deci, Dorina, trebuie să ne dai așa o perspectivă mai de ansamblu din capitalele europene. Mulțumesc, sigur, încerc. Trebuie să înțelegem că miza pentru Uniunea Europeană este destul de mare. Este important ca această comunitate să depășească o simplă, să zicem, o oportunitate fotografică, ceea ce de regulă menționează scepticii, și să meargă și dincolo de un spațiu de dialog. În acest sens, este important ca rezultatele summitului să aducă rezultate concrete și prin aceasta să afecteze membrii care participă la acest summit, dar să ajungă și la cetățean. Dacă ne aducem aminte, când a venit inițiativa din partea președintelui francez, miza era pe a promova o aliniere geopolitică la Uniunea Europeană și eu cred că în acest sens Republica Moldova a demonstrat acest angajament și, într-adevăr, prin faptul că anume nouă ni s-a oferit să fim prima țară gazdă non-UE a acestui summit, demonstrează votul de încredere din partea partenerilor și, cum menționa și doamna Leu, că trebuie să răspundem pe nivel pentru a demonstra angajamentul nostru față de valorile și interesele comune ale comunității europene. De asemenea, când erau și întrunirile Parlamentului European, vedem că este vorba despre această ambiție geopolitică de a stabiliza vecinătatea, de a accelera extinderea Uniunii Europene, dar și a promova multilateralismul. În acest sens, cum este văzută Republica Moldova? Cred că Republica Moldova este văzută pentru moment într-o cheie pozitivă, avem o fereastră de oportunitate și zic eu că avem și potențial să răspundem pe măsură. Aceasta ar presupune ca noi să fim proactivi.
Faptul că suntem o țară mică, constrânși de aceste crize geopolitice cu care ne confruntăm, nu presupune că nu avem prin ce să valorificăm acest summit. În acest sens, cum am putea noi să fim, de exemplu, proactivi, dincolo de angajarea în dialoguri constructive? Faptul că noi suntem gazdă ne oferă oportunitatea să stabilim agenda pentru acest summit. Ori, pentru moment, avem acest factor extern, agresiunea Rusiei în Ucraina și războiul din Ucraina. Dar tendința în capitalele Uniunii Europene este ca acest summit să meargă și dincolo de această criză și ca liderii care participă la summit să demonstreze că înțeleg că nu doar că geopolitica nu este doar despre război sau despre criza energetică, dar și despre alte sectoare cheie, ca să le numim astfel. În acest sens, agenda, pe lângă a promova subiectul energiei, de exemplu, ar trebui să pună accent pe transporturi și conectivitatea digitală sau reziliența cibernetică. Despre aceasta se discută în capitalele europene. Aici putem avansa recomandările Consiliului Uniunii Europene din decembrie 2022, care punea accent pe cooperarea inter și intra-Uniunii Europene și să fie extinsă cu statele non-membre a Uniunii Europene care participă la acest summit. Mihai, de asemenea, a menționat despre amenințările hibride și inclusiv și doamna președintă ieri a reiterat angajamentul țării noastre de a combate dezinformarea. Acest subiect, de asemenea, este pe agenda capitalelor europene și cred că trebuie adus pe ordinea de zi la acest summit, unde se pot discuta diverse practici de dezinformare. Și aici, în Uniunea Europeană, avem destule practici, cum ar fi codul de practici a UE privind dezinformarea. Este important să ne aducem aminte că Uniunea Europeană își dorește securitatea la frontiere, de asemenea este vorba despre provocările regionale. La primul summit din Praga, țările aflate în conflict, Armenia și Azerbaidjan, au făcut progrese semnificative prin aprobarea unei misiuni civile a Uniunii Europene, care va monitoriza granița dintre cele două țări și va juca un rol important în promovarea stabilității, în construirea încrederii între cele două țări. Și aici aș vrea posibil să deschidem cutia Pandorei în ceea ce privește Republica Moldova. Posibil este o fereastră de oportunitate pentru noi să soluționăm conflictul pe care îl avem noi pe teritoriul Republicii Moldova, Transnistria. Și poate în cadrul acestui summit putem să demonstrăm ce am făcut noi la acest capitol și cum putem avansa. Te rog, Iulian, dacă mai erau careva alte întrebări care mi-au omis mie, sunt gata să le discut. Mersi mult, Dorina, mersi pentru răspunsurile tale. Evident că vom continua discuția în următoarea parte a dezbaterii noastre și voi reveni și cu alte întrebări adiționale. Acum vreau să revenim în sală aici și vreau să invit pe Stas Madan să vină cu un punct de vedere, iarăși, pe dimensiunea, eu știu, economică, investițională. În ce măsură comunitatea politică europeană oferă anumite instrumente și posibilități pentru țările participante ca să, într-adevăr, să contribuie la programe care să ajute la dezvoltarea economică. Înțelegem că, dincolo de securitatea regională, în cadrul acestui eveniment se așteaptă să discute despre programe de viitor deja, când vine vorba de reconstrucția Ucrainei. Și vreau să te întreb în ce măsură asta poate ajuta și reprezintă o anumită oportunitate, inclusiv pentru Republica Moldova. Și evident, în ce măsură totuși acest summit ne poate ajuta într-un fel să dezvoltăm mai multe oportunități
din punct de vedere economic aici în Republica Moldova. Te rog, Stas. Da, mersi. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Bineînțeles, pe lângă câștigurile de politică externă, elementele de potențiale beneficii economice nu sunt deloc de neglijat. Însuși, unul din cele două teme ale summitului, în general, după cum a menționat doamna secretar de stat, vizează securitatea energetică și conectivitatea, ori Republica Moldova, în contextul agresiunii rusești în Ucraina, producătorii noștri suferă foarte mult, anume din perspectiva de conectivitate, ori am avut în această perioadă o creștere substanțială a costurilor de transport și logistice, inclusiv pentru companiile din Republica Moldova, și bineînțeles că o mai bună mobilitate este absolut necesară pentru economie. Acum, dacă să ne referim ce înseamnă statele din summitul Comunității Politice Europene pentru Republica Moldova, ori ceea ce definește relațiile economice ale Republicii Moldova pot fi sumarizate prin patru indicatori cheie. Aceasta ar fi comerțul extern, investițiile străine directe, remitențele și asistența externă. Ori, dacă le luăm pe rând, spre exemplu, după datele anului 2022, 3,7 miliarde de dolari sau peste 86% din tot exportul Republicii Moldova merge în statele din Comunitatea Politică Europeană. Tot de acolo vin cam două treimi din importul, respectiv principalii furnizori la fel sunt de acolo. În termeni de investiții străine directe, iarăși avem circa 80% din stocul de investiții străine directe care provin din statele Comunității Politice Europene, iar dacă analizăm așa tendința în ultimii 10 ani, cele mai notabile investiții, cei mai notabili investitori au venit anume din aceste state. De asemenea, din perspectiva remiterilor, în ultimii ani a avut loc o schimbare substanțială. Spre exemplu, dacă în 2013 cam două treimi din toate remiterile veneau din Federația Rusă, deci anul trecut peste 50% din remiteri deja provin din Uniunea Europeană, iar dacă punem și celelalte state, în special Marea Britanie, unde activează iarăși mulți conaționali ai noștri, deci vedem că cam două treimi provin din statele Comunității Politice Europene. De ce am spus aceste cifre? Pentru că având posibilitatea de a aborda la cel mai înalt nivel pe agenda bilaterală, putem pune diverse probleme și interese ale Republicii Moldova. Dacă vorbim de remiteri, spre exemplu, putem vorbi despre securitatea socială a cetățenilor noștri de peste hotare și extinderea acordurilor pe care le are Republica Moldova. Dacă vorbim despre comerț extern, spre exemplu, la sfârșitul lunii iunie acestui an, Republica Moldova va semna acordul IEFTA, prin care își va extinde rețeaua de acorduri comerciale, prin care exportatorii noștri pot exporta fără taxe vamale cu încă 4 state, în speță Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein, și sigur că, spre exemplu, pot fi abordate cu aceste state anumite potențiale oportunități, cum putem valorifica acest nou context economic. Pentru companii nemijlocit, bineînțeles, faptul că atunci când crește prestigiul și notorietatea țării, asta ajută nemijlocit atât exportatorii cât și importatorii noștri, pentru că atunci când vrei să legi o relație de comerț extern, evident că primul filtru pe care contrapartida ta îl va face nu va fi să te analizeze pe tine ca și afacere, dar va analiza țara și de unde provii tu, și evident că este un bonus de încredere atunci când crește prestigiul țării. Dacă să vorbim despre anumite sectoare specifice, este oarecum simbolic că evenimentul va avea loc la o vinărie, deci este una din industriile fanion ale țării noastre și, după cum cunoaștem cu toții, vinurile nu se vinde produsul în sine, se vinde cu o istorie
istorie și cu legendă imprimată în ea. Deci noi avem de crescut la acest capitol și evident că un asemenea eveniment de anvergură poate ajuta vinificatorii noștri să se repoziționeze pe o zonă valorică mai înaltă atunci când derulează operațiuni de export în diferite state, evident și industria turismului și a ospitalității poate avea beneficii, pentru că Republica Moldova, în general, în ultimii ani s-a poziționat ca o destinație puțin explorată și acum este șansa de a fi explorată, având în vedere această medietizare intensivă și masivă de care va avea parte. Deci cam astea ar fi până la moment intervenția mea. Dacă vor fi întrebări specifice pe dimensiunea economică, voi răspunde cu drag. Mersi, Stas, pentru această prezentare destul de cuprinzătoare, inclusiv cu date statistice, ceea ce nouă ne place. Și voi la Expert Group faceți lucrurile astea foarte bine. Mersi mult încă o dată. Vreau să îl rog pe George Sagan să te invit să ne spui ce înseamnă acest summit pentru noi, pentru cetățenii Republicii Moldova, în primul rând, și cum totuși Republica Moldova se poziționează la moment în context european. Se discută de foarte mult timp că Moldova este afectată de multe provocări, multe crize și este beneficiară la sprijin, la asistență, la suport. Cum acest summit, cum acest eveniment ne oferă nouă ocazia să fim proactivi în sensul în care să fim generatori de agendă, să fim mai activi, inclusiv în context geopolitic. Devenim un actor geopolitic, da, nu? Deci două aspecte. Ce înseamnă asta pentru cetățeni și cum Moldova poate să se manifeste ca și actor regional și european. Te rog, Cicu. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație, colegilor pentru informații care au prezentat-o destul de cuprinzătoare. Eu aș vrea să accentuez faptul că Moldova pentru o zi devine capitala Europei. Deci noi vom avea toți lideri europeni aici, în Republica Moldova. Ne vor vedea din interior, așa cum suntem. Da? Și noi avem multe elemente pozitive care putem să le demonstrăm geografic, că aparținem aceleași familii europene, nu doar geografic, cât și politic. Da? Ne confruntăm cu provocări regionale care durează de mult timp, ele nu sunt over the night, da? Au apărut recent. Însăși faptul că noi vom avea evenimentul cel de-al doilea summit în Republica Moldova va pune pe tapet acele probleme regionale care ne aducem aminte istoric că figuram într-o zonă gri a multiplor provocări care se întâmplau. Acest fapt, chiar dacă nu avem o viziune clară finală pe reglementare transnistreană, pe conceptul care e o necesitate, conceptul de neutralitate, care să-l definim clar unde are limitele acelei neutralități, pentru că, așa cum spun autoritățile, neutralitatea nu înseamnă izolare și este un argument care neutralitatea este ca atare foarte scumpă, deci e un lux. Să fii neutru, da? Pentru că trebuie să cheltui resurse multe, trebuie să ai potențial foarte mare. Deci, pentru un cetățean simplu, este un beneficiu imens, pentru că noi avem aproape 1,5 milioane de moldoveni în afară de-a lungul timpului, timp de 30 de ani, care se află predominant în țările membre a Uniunii Europene, în Marea Britanie. Noi punem nu doar prezența liderilor la summit în Republica Moldova, la Chișinău, Bulboaca, noi punem Moldova în capitalele lor și în știrile lor. Moldova este o țară care echivalent lor, cu potențial, cu o deschidere, cu o securitate în creștere, iar în componenta de investițională care a fost menționată de coleg de platou pentru investițiile directe străine,
un astfel de eveniment în Republica Moldova deschide componenta și dosarul investițiilor capitalului străin a corporațiilor, că acolo se poate. Acolo este loc. Odată ce sunt lideri acolo, înseamnă că și noi putem să mergem. Deci acest boost care va crea evenimentul, eu îl voi vedea într-o dinamică foarte pozitivă și ca cetățean sunt foarte onorat să avem așa o adunătură de șefi de state și de guverne în Republica Moldova. Din punct de vedere diplomatic, aceasta creează o foarte mare premiză, cum am menționat, a găsirea de soluții a acelor teme care noi încă nu le avem. Reglementarea finală a conflictului transnistrian, echilibrarea unor procese de dialog dintre Chișinău și Comrat. Avem alte provocări de ordin administrativ, de administrarea țării, care capacitatea noastră încă pe anumite domenii este mediu joasă și în așa mod noi putem să avem și suport în creștere și desigur că acele probleme care noi le confruntăm să putem să avem o perspectivă de soluționare pe termen mediu și lung. Însă și componenta că Moldova deja beneficiază de statutul de țară candidată, iar colegul de platou Mihai a menționat că șansele reale ale Moldovei de a deschide negocierile pe final de an 2023 creează o nouă perspectivă foarte mare pentru larga populație din țara aceasta, pentru mediul de afaceri, pentru că vor interacționa prin componenta people to people, pentru a avea acces la fonduri de dezvoltare afacerilor cu o rată mult mai joasă, care nu depinde nemijlocit de guvern sau de politicile guvernului, deci oportunitatea de a interacționa direct. Toate aceste componente, ele creează anume premiza adunării unor oameni politici pentru a-ți da șansa să le expui, de a avea întrevederi bilaterale și de a demonstra că Moldova este pe partea dreaptă a istoriei și deschisă pentru a da suport în continuare Ucrainei, care se confruntă cu un război crunt, și pentru a susține în componenta aceasta, deci Ucraina să-și aducă la bun sfârșit pentru a-și recupera teritoriile și a-și restabili țara. Aceasta se poate realiza prin teritoriul Republicii Moldova cu suportul a cetățenilor și autorităților Republicii Moldova, pentru că marea majoritate a restabilirii post-conflict se va face fie prin Ucraina, fie se va face prin România. Iar Moldova va fi un beneficiar direct al creării de infrastructură de drum, de cale ferată, de transporturi cargo avia, probabil naval, care la fel putem să dezvoltăm nodul dunărean. Deci sunt componente care ne vor ajuta și eventual aspectele bilaterale cu Ucraina, care nu trebuie să le uităm, că le avem în continuare. Sunt multe aspecte pozitive care doar încurajez autoritățile și le mulțumesc de toleranță cetățenilor ca și mine, că se vor confrunta cu anumite aspecte logistice, dar ele sunt temporare, versus beneficiile care le va primi țara noastră integral. Mersi, Gicu, pentru această perspectivă. Noi îl urmează să-l așteptăm pe Denis, ce nu știu, încă nu reușește să se conecteze. De asta eu propun să deschidem într-un fel panelul nostru de discuții, întrebări. Vreau să readuc aminte că cei care ne urmăresc pot formula întrebările chiar pe chat-ul contului pe Facebook, acolo unde urmăriți această înregistrare, sau pe chat-ul privesc eu, adresați întrebările acolo, colegii mei le vor prelua și mi le vor transmite. Între timp, eu am o listă de mai multe întrebări, dar înainte de o parte din intervențiile colegilor deja într-un fel le-au abordat, dar eu vreau să valorific prezența Stelii Leuca aici cu noi, fiindcă știu că ministerul, voi, tu, o sunteți cu mâna pe puls, cu degetul pe pulsul pregătirilor, evenimentelor și mai departe. Vreau să te rog să-mi dai mai multe insight-uri, da? Pe cât este de posibil, pentru ca noi să înțelegem mai bine cum merg pregătirile,
cum ați depășit provocările? Fiindcă foarte multă lume, înainte de acest summit, cumva se uita sceptic. Da, Moldova cum va reuși să adune atâția lideri aici, în Republica Moldova, prima dată un astfel de eveniment, sute de jurnaliști care vin, o mulțime de provocări logistice, organizaționale. Vreau un pic să ne dai așa o înțelegere a lucrului care nu se vede, a echipelor care lucrează, care au fost principalele provocări și cine a ajutat mai mult Republica Moldova în organizarea acestui summit. Mersi, într-adevăr, și îmi cer scuze că mai iau telefonul, pentru că se schimbă lucrurile în fiecare clipă și când zic în fiecare clipă, chiar asta am în vedere. Deci, doar ca să vă dau așa puțin să simțiți din ce lucrăm noi în fiecare zi, delegațiile care vin în Republica Moldova, pe lângă liderii care vin, mai vin și echipe care însoțesc acești lideri, însoțiți de alți însoțitori. Avem unele delegații care în timp de o zi lucrătoare s-au schimbat formate timp de 2-3 ori și ca în timpul nopții să se mai schimbe de câteva ori. Deci asta este la ordinea zilei. Nu mai suntem surprinși de astfel de modificări. Apucăm să discutăm. În ultima lună am avut ședințe în fiecare zi, care încep seara la ora 4, nu știm, idei nu avem când vor fi finalizate, nu ieșim de acolo până când nu epuizăm fiecare din subiectele care necesită să fie discutate. La un moment dat făcusem așa un calcul imediat la masă și un subiect, dacă încep să numer câte persoane contribuie la aceste discuții, un subiect care pare relativ minor, când faci matematică, este discutat între 20-24 de ore de muncă a oamenilor care stau în jurul mesei, deci asta este ce facem în fiecare zi, în ultima lună, dar pregătirile pentru summit au început mult mai devreme, încă de dinainte de, da, încă de anul trecut, de prin luna noiembrie. Dacă mă întreb cine ne-a ajutat cel mai mult, Iulian, ne-a ajutat foarte multă lume din afară, dar ceea ce a fost pentru mine personal extrem de impresionant a fost totuși implicarea fiecărui responsabil de la noi, persoanele și instituțiile care au avut treabă cu organizarea acestui summit. Fie că este vorba de partea logistică, care are loc mai mare parte la noi, la Ministerul de Externe, fie că a fost discuțiile pentru a determina subiectele care urmau a fi specificate, da, agreate, și acolo s-au implicat colegii noștri de la președinție, dar și de la Ministerul de Externe. Deci s-a lucrat într-o echipă cot la cot, în fiecare zi, ore și ore și ore în șir. Eu am vrut, doar dacă e ok, să comentez câte ceva la ce au spus și colegii mei din sală. Partea de beneficiu și diplomatic, beneficiu politic, beneficiu pentru cetățeni. Într-adevăr, este o oportunitate absolut fantastică pentru Republica Moldova. Ne așteptăm să primim în Republica Moldova între 600 și 1000 de jurnaliști care timp de câteva zile vor vorbi și vor scrie despre țara noastră, despre cine suntem noi, ce facem, ce putem să facem și care sunt și așteptările țărilor din care vin ei pentru Republica Moldova și chiar acolo unde poate vom afla noi la ce se așteaptă țările care ne vizitează. Oricum, pentru noi asta va fi de o valoare deosebită. În același timp, ceea ce vreau să subliniez sunt încă două aspecte. Unu, că acești lideri de rang înalt, fie președinți de state sau premieri, șef de guvern, sunt însoțiți de echipe. Și să nu uităm acest lucru, pentru că în aceste echipe sunt consilieri,
secretari de stat, viceministri, din toate aceste 50 de state. Sunt oameni la care echipele diplomatice au acces limitat, să le spunem așa, și toate aceste echipe vin și ele la Chișinău. Deci, pentru noi, ziua de 1 iunie va fi și încă mai multă muncă și va fi muncă nu doar pentru, deci, pentru fiecare oficial care se va afla în incinta acestui eveniment. Deci asta este o chestie super, super importantă. Partea de întâlnirile bilaterale. Iarăși, trebuie să fim extrem de strategici în a decide care sunt aceste întâlniri pe care alegem noi ca Republica Moldova să le stabilim, care sunt țările cu care vrem să avansăm pe careva subiecte, ca eventual să colectăm aceste beneficii, ca să mai exprim așa mai în altfel de termeni. Deci astea sunt decizii la care se lucrează iarăși în echipă, cu coordonări, cu discuții, dar într-adevăr, cum spunea și Dorina, deci partea de conectivitate, partea de eventuale investiții pe care spuneai tu, Stas, sunt chestiile care le avem noi în primul și în primul rând în gând atunci când luăm aceste decizii. Mersi, Stella. Între timp s-a conectat cu noi Denis Cenușa, online, așa că cu ocazia asta ne mergem pe dimensiunea online. Denis, vreau să ne dai un semn dacă ne auzi. Salut încă o dată, Denis. Da, te auzim foarte bine. Da, te auzim bine. E ok, Denis, și îți mulțumesc că reușești să te conectezi în viteză. Înțeleg că ești între orașe în tren la moment. Vreau să vin la tine cu o întrebare legată de dimensiunea cumva regională. Este evident că subiectul războiului din Ucraina, agresiunea Rusiei, care a generat, practic, crearea acestei comunități politice europene, va fi în discuții la acest summit de la Bulboaca. Dar vreau să te întreb, cum crezi, în ce măsură, totuși, acest eveniment, aceste discuții vor putea să ajute mai mult Ucraina astăzi în rezistența sa împotriva agresiunii ruse și cum asta, într-un fel, ne ajută și pe noi, ca fiind o țară care suntem afectată inclusiv de această agresiune a Rusiei. Și într-un fel, la final, vreau dacă ai putea să te referi un pic la dimensiunea asta europeană, relațiile pe care le avem din perspectiva în care și Ucraina și Moldova sunt țări candidate, iar Georgia este țară potențial candidat. Știm foarte bine că acest război cumva a influențat poziționarea și relațiile dintre aceste țări. Cum vezi, iată, discuțiile care ar putea să aibă loc, inclusiv și la Bulbac, aici, în contextul relațiilor dintre aceste țări, trio, noi le ziceam anterior. Deci astea sunt trei lucruri pe care vreau să te întreb și dacă ai putea să te referi la ele, te rog. Mulțumesc, Milan, pentru întrebări. Toate sunt, evident, relevante pentru evenimentul care va avea loc pe 1 iunie la Chișinău. Probabil merită să tragem atenția la faptul că regionalismul și, în general, inițiativele regionale sau organizațiile regionale care până acum au existat, care până acum au servit drept platforme pentru comunicare între state și între guverne, nu funcționează cu excepția sau nu sunt atât de extinse în termeni geografici cum este, de exemplu, platforma pe care Republica Moldova urmează să o găzduiască. Deci vorbim despre ultimele tendințe pe care le-am aflat ieri și alaltă ieri sau ultimele zile este că, de exemplu, OSCE-ul ar putea să intre în blocaj din cauza poziției comune a Rusiei și Belarusului împotriva președinției estoniene în cadrul OSCE-ului.
Consiliul Europei nu mai este ceea ce a fost din cauza, să spunem, ieșirii Rusiei sau înlăturării Rusiei din organizație din cauza evenimentelor agresiunii împotriva Ucrainei și multe alte organizații regionale în care Rusia, separat sau împreună cu Belarus, ele nu mai sunt relevante, nu mai vorbim de faptul că avem și parteneriatul estic care la fel a suferit foarte mult din cauza, să spunem, deconectării sau decuplării Belarusului de la această dimensiune a politicii externe sau politicii de vecinătate a UE. Deci, în tot acest context negativ, îngrijorător pentru relațiile regionale și intraregionale, platforma sau comunitatea politică europeană reprezintă cumva un know-how pozitiv, o tendință în care, practic, Uniunea Europeană preia rolul de actor regional major, capabil să pună împreună sinergii și să aducă la masa de negocieri diferite guverne, care, cum arată exemplul Azerbaidjanul și Armeniei, nu tocmai au relații extraordinare pozitive. Din acest punct de vedere, inclusiv Ucraina urmează să beneficieze și va beneficia, deoarece suntem într-un context extrem de negativ în care există tendința de oboseală vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în Ucraina și, respectiv, ideea organizării evenimentului la Chișinău este, exact din punctul meu de vedere, nu doar un cadou geopolitic pentru o anumită guvernare sau conjunctură politică din Republica Moldova, dar și inclusiv să spunem, un fel de gest simbolic geopolitic pentru Ucraina. Evenimentul se organizează la frontiera cu Ucraina, se organizează într-o țară care are probleme cu Federația Rusă, și aici mă refer la regiunea Transnistreană, și o țară care, pe multe filiere, trece prin crize mai mici ca dimensiuni, dar foarte similare cu cele din Ucraina. De aceea, paralelismul pe care îl fac eu, paralelele pe care le trag eu, cumva, sunt extrem de importante pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. De aceea, bănuiesc eu și din ceea ce am auzit până acum, cam astea, pe ideea asta și se merge, să găsim soluții comune pentru probleme de aceeași natură și în care Rusia este, să spunem, factorul destructiv major. Acum, dacă e să mergem pe dimensiunea regională, tu mai ai putea să repeți încă o dată, că sunt puțin răcit și probabil nu am memorie bună. Vreau un pic să te referi la cum acest eveniment, Comunitatea Politică Europeană, ar putea ajuta țări precum Georgia, țări care, Wow. într-un fel, au rămas un pic în spate din cauza anumitor provocări interne. Și, în același timp, deși a fost recunoscută perspectiva europeană pentru Georgia, evident că georgienii, poporul georgian, este eminamente european, are aspirații europene. Deci cum contactele la nivelul liderilor, președinta Georgiei probabil va fi aici la Chișinău, vor avea loc de discuții și în context european, aici, iarăși, platforma va oferi o anumită discuție, mai ales având în vedere anumite sincope care au existat în relația dintre Ucraina și Georgia în ultima perioadă în special. Da, iarăși e o întrebare extrem de importantă, deoarece până la urmă vorbim despre unificarea eforturilor și crearea unor tendințe, unor trenduri regionale care ne ajută pe toți, deci nu doar o țară în mod separat, dar inclusiv la nivel de trio poate aduce beneficii pentru regiune. Din păcate, evenimentele din Georgia nu sunt tocmai optimiste în ceea ce privește refacerea trioului, deoarece toxicitatea evenimentelor politice din Georgia probabil ar putea să defavorizeze un dialog, să spunem, dinamic dintre cele trei capitale. Și aici bănuiesc că mai degrabă s-ar discuta pe subiecte sectoriale și împreună cu alții decât în trei. Și asta iarăși, deoarece nu există un context favorabil acum auziți puțin în germană, nu există un context favorabil în Georgia. Eu însă cred că ceea ce contează foarte mult este ca Uniunea Europeană să facă decizii, să ia decizii strategice când vine vorba despre trio. Este iarăși o platformă
deosebită, deoarece pentru regiunea în care cuprinde țările din regiune, nu există ceva de genul respectiv care să includă componenta de integrare europeană, care să includă trei țări cu perspectivă europeană, și aici mă refer în mod special la Guam. Deci, dacă e să ne gândim facem un fel de prognoze în viitor și să ne imaginăm că Armenia ar putea deveni un alt sau un nou centru de democratizare în Caucazul de Sud, atunci trioul care există acum, care este în stare deocamdată nefuncțională din cauza Georgiei, ar putea să aducă în componența sa noi țări care au aceleași valori și care ar putea să aibă aceeași agendă geopolitică. De aceea, evident că poate nu acum, dar pe viitor urmează să discutăm foarte serios vis-a-vis de utilitatea trioului. La moment, însă, cum spuneai și tu, probabil la nivel de actori politici ar trebui să continue un dialog pentru a nu cumva nu pierde oportunitatea de a păstra un dialog, chiar dacă planetele nu sunt aliniate în măsura în care să ne permită elaborarea unor acțiuni comune în direcția negocierii privind aderarea, nu doar integrării europene per se. Mersi, mersi, Denis, pentru intervenția ta și răspuns. Te rog să rămâi alături de noi, împreună cu Dorina. Avem aici în sală colegii de la presă, care au și ei anumite întrebări, așa că vă rog să adresați întrebarea. Da, să vă auzim și să vă audă și colegii. Vă salut! Nu știu cine o să-mi răspundă, dar cu siguranță poate domnul secretar, poate. Iată, am discutat cu mai mulți locuitori din Bulboaca. Ei salută inițiativa, sunt foarte bucuroși, onorați, dar ei așteaptă rezultate concrete. Iată, să ne spuneți dumneavoastră, pentru că ei sunt foarte încântați, cunosc beneficiile care ne le aduc, atât și dumneavoastră ați menționat, pe plan diplomatic, și social, și economic, dar iată, ei așteaptă lucruri concrete. Cu ce mesaj veniți pentru ei care așteaptă o mare schimbare exact a doua zi după eveniment, marele eveniment. Stella, Mihai, cine vrea să intervenim? Vorbiți dumneavoastră. Stella, vrei să intervenim? Haideți, eu să încep și ce aduc evenimente similare pentru o comunitate? În primul rând, imediat, o prezență și o recunoaștere a problemelor locale sau a avantajelor care le au acolo. Comunitatea aceea din Bulboaca trebuie să se bucure de o prezență, în primul rând că ei devin capitala europeană și nu doar cu un areal geografic mult mai extins. Acolo va fi un impuls foarte puternic de turism rural, ce le-aș recomanda eu ca o persoană civilă să-și amenajeze casele pentru perioada sezonului de vară și să primească similar alți turiști care vor începe să vină masiv, să descopere acele locații care vor genera acei jurnaliști care vor fi plin trenul Iași-Bulboaca, dar vor descrie localitățile și ce au ei cel mai bun. Din punct de vedere practic, astfel de summit, eu ca diplomat vă spun, Moldova n-a mai avut așa, la așa nivel, la o așa prezență, la o așa capacitate. Acest for va deschide oportunități pentru copiii cei care trăiesc în Bulboacă și nu doar, și la Vulcănești, și la Edeniț, copiii care vor crește într-un alt format de societate, cu valori standarde, cu admiterea noastră. Aduceți-vă aminte până a beneficiat de regimul de viză, liber de viză, în 90 de zile în spațiul Uniunii Europene. Cât de probabil toți avem rudi care se confruntau cu dificultatea de a aplica la o viză Schengen și ne consideram foarte tare discriminați. Acum ne-am deprins foarte rapid cu posibilitatea de a călători chiar și în apropiere, da, în România. Eu aș vrea să aduc o mulțumire celor de la Ministerul de Externe, dar în mod special partenerilor de la București, care în mod
persistent pun Republica Moldova pe agendă în capitalele străine, nu doar în cadrul Uniunii Europene. Aș vrea să mulțumesc personal ca cetățean și leadership-ului moldovenesc de a reîntoarce unghiul francez spre Republica Moldova. Moldova este ultima țară francofonă în regiunea dată, da? Deci francofonia duce în alte direcții, dar se termină cu periferia noastră în vecinătate cu Ucraina. Deci toate acești factori, acumulându-i compact, generează un aspect foarte pozitiv. Deci business-ul va interveni. La nivel interuman, personal, am fost contactat de foarte mult în lume că am vrea să penetrăm, am vrea să intrăm în piața aceea. Vrem să știm care sunt regulile. Spune similar ca la voi. Da? Deci veniți. Toate acestea duc la beneficiile individuale celor din Bulboaca, care se vor organiza predominant în bed and breakfast, majoritatea acolo, și vor face turism în Castelul Mimi ulterior. Dar și nu doar, acolo regiunea aceea este plină cu mai multe facilități similare. Cine ar mai vrea să... Eu cred că sunt două tipuri beneficii. Cred că pentru oamenii din localitățile rurale contează foarte mult impactul asupra comunității lor și impactul asupra vieții lor pe ansamblu. Dacă e vorba de comunitatea lor, cred că principalele beneficii țin de îmbunătățirea infrastructurii. Au fost reparate câteva zeci de kilometri de drumuri care duc spre Bulboaca, drumurile din Bulboaca, din Anene Noi, și lucrul ăsta contează mult pentru că oamenii după summit vor avea posibilitatea să utilizeze toată această infrastructură și să beneficieze pe urma ei. Avem în același timp tronsonul cale ferată, Chișinău-Bulboaca, care a fost îmbunătățit, reparate gările din Bulboaca și Chișinău. Lucrul ăsta contează pentru oameni, pentru că până la urmă ei utilizează aceste trasee. În același timp, eu am convingerea că în organizarea acestui eveniment au fost implicate câteva sute persoane din Bulboaca și Anene Noi, oameni care în urma implicării lor, fie la reconstrucția drumurilor, reconstrucția gării, dar și în organizarea propriu-zisă a evenimentului la Castelul Mimi, vor primi niște bonusuri salariale care cu siguranță îi vor ajuta să își acopere din cheltuielile zilnice și să aibă și ei un beneficiu direct din urma participării, implicării lor în organizarea acestui eveniment. Dacă e să discutăm un pic mai, să ieșim din contextul local, cred că beneficiile țin de atragerea suportului extern sub formă de granturi, investiții aici în Republica Moldova pentru diferite proiecte la nivel local, dar și la nivel național. Țările participante care vor fi acolo prezente la summit sunt, așa cum am menționat și Stas, principalii noștri parteneri externi și eu cred că aici, în urma acestui eveniment, în urma discuțiilor avute, cu siguranță vor fi identificate noi surse de finanțare, susținere a mai multor inițiative la nivel național în țară, de pe urma cărora vor beneficia tot oamenii noștri și acest lucru trebuie explicat, inclusiv eu cred că, în general, acest eveniment trebuie pus într-un context mai larg legat de comerțul cu țările participante, de investițiile venite din aceste state, ca noi să înțelegem de la ce pornim și ce vrem să atingem. Și mă bucur că Stas a menționat toate aceste date, pentru că ele sunt relevante pentru a înțelege contextul în care ne aflăm în prezent și oportunitățile care vin de pe urma acestui eveniment. Și mai mult decât atât, faptul că la acest eveniment nu va participa Rusia și Belarus din cauza că aceste state sunt conduse astăzi de către niște regimuri niște regimuri criminale, nu va afecta nici de cum
oportunitatea de a identifica aceste noi surse de sprijin pentru Republica Moldova, pentru că astăzi doar 8% din exporturi merg, de exemplu, către țările CSI și la capitolul remitenții, apropo, se observă o schimbare semnificativă din ce am văzut eu în ultimul an de zile și o scădere semnificativă a remitenților din Rusia, care au ajuns astăzi la un prag foarte mic, lucru care spune iarăși că probabil țara noastră trebuie să se sprijine, trebuie să-și orienteze toată atenția către țările europene, democratice și capabile să asigure securitatea și stabilitatea pe continentul european. Este o alegere confirmată de situația actuală din Europa și care poate fi reconfirmată de noi inițiative pentru Republica Moldova și pentru regiune în contextul acestui summit. Eu pe scurt pot să enunț trei beneficii imediate tangibile de care Republica Moldova a beneficiat sau beneficia anume în ajunul summitului. Deci săptămâna trecută am avut semnat schimbarea acordului de parteneriat strategic dintre Marea Britanie și Republica Moldova, prin care Marea Britanie a decis în mod unilateral să liberalizeze tot exportul de produse moldovenești pe piața britanică. Ori evident nu putem să nu facem legătura cu proximitatea față de summit. Iarăși, în aceeași ordine de idei, săptămâna trecută am avut semnat un acord de grant direct dintre Comisia Europeană și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, prin care UE a debursat direct 8 milioane de euro care vor fi alocați pentru programele de stat pe care le gestionează ODA și oferă granturi pentru afaceri, deci vor fi finanțate circa 300 de afaceri. Și un alt element care l-aș plasa în aceste beneficii imediate este și anunțul venit de la Ministerul Energiei, prin care fondul suveran norvegian ne va ajuta cu un grant de 100 de milioane de euro pentru sezonul viitor de încălzire, pentru perioada rece anului, pentru ca această achiziție de gaze, care, bine, acum prețurile au scăzut, dar piața rămâne în continuare volatilă, ca presiunea asupra consumatorilor să fie mai mică. Da, eu vreau doar încă două chestii să mai adaug, să nu uităm încă o dată de cei între 600 și 1000 de jurnaliști care în aceste zile, fiind la Chișinău, vor consuma produse moldovenești, vor fi expuși vinurilor noastre, fructelor noastre, fructele uscate. Asta generează o recunoaștere a produsului moldovenesc atunci când acesta ajunge pe raft în Uniunea Europeană și nu se va mai speria nimeni de made in Moldova, ci din contra, cred că vor întinde mâna și vor lua exact produsul nostru. Și încă o chestie pe care am învățat-o eu personal la Ministerul de Externe este că diplomația este nu doar despre ceea ce se face și ceea ce se vede, dar și despre ceea ce nu se întâmplă și cred că asta este un mesaj extrem de important pentru fiecare dintre cetățenii Republicii Moldova, în special pe aspecte care țin de rolul geopolitic pe care îl putem avea, aspecte de securitate și viitorul democratic al țării noastre. Mersi pentru acest răspuns cuprinzător. Sper că acum avem mai bună înțelegere, inclusiv și a beneficiilor, și sper că este și un răspuns pentru cei care sunt mai sceptici. Vreau să revenim la dezbaterea noastră, mai avem încă vreo 15 minute aici în discuții și vreau să reconectez cu colegii noștri de pe online, Dorina, Denis. Dorina, aș vrea să te întreb cum este clar că pe agenda summitului sunt mai multe subiecte care vin să vină cu inițiative de proiecte de interconectare, transport feroviar, terestru, rezistență energetică și așa mai departe, și avem și dimensiunea de securitate, dar
Care este rolul și contribuția Uniunii Europene în acest sens? Chiar dacă e clar că Comunitatea Politică Europeană este așa o platformă de discuții la nivelul țărilor participante, la nivel de lideri, dar Uniunea Europeană este reprezentată de trei oficiali, președintele Comisiei Europene, președinta Parlamentului European și președintele Consiliului European. Deci Uniunea Europeană este reprezentată de destul de plenar în cadrul acestui eveniment, chiar dacă Comunitatea Politică Europeană nu este despre Uniunea Europeană sau nu este despre extindere. Care este totuși rolul Uniunii Europene în cadrul Comunității Politice Europene? Care este contribuția Uniunii Europene și cât de important este ca Uniunea Europeană să fie implicată în realizarea obiectivelor acestui eveniment? Dorina, te rog. Mersi, Iulian. Uniunea Europeană este, la momentul actual, un actor cheie central din mai multe aspecte, nu doar din perspectiva geopolitică, dar și din dimensiunea umană, a transporturilor, cum ai menționat și tu. Este un actor care investește în cercetare, dezvoltare, inovații, educație. Deci Uniunea Europeană vine cu un palmares de priorități, strategii, inițiative, exemple de bune practici. Trebuie să ținem cont că avem dimensiunea bilaterală în cadrul Uniunii Europene, deci avem 27 de state membre care coordonează politici, reguli, legislații, la care vrem să aderăm și noi, Republica Moldova, și aici este un exemplu pentru a avea acele principii ale unei piețe de dezvoltare liberă. Vorbim despre migrație, libera circulație, a bunurilor, a serviciilor, a oamenilor. Vorbim despre un spațiu deschis în ceea ce privește educația. Și nu în ultimul rând, hai să zicem că Uniunea Europeană investește mult în acest summit și prin acest summit în țările sale partenere și creează niște cercuri concentrice, un network, o rețea de țări ale Uniunii Europene și ne conectează pe noi cu țările non-europene. S-a menționat anterior, de exemplu, importanța Regatului Unit. Dacă să ne uităm la poziția Franței vis-a-vis de Uniunea Europeană și ce reprezintă ea, un partener strategic pentru Uniunea Europeană este Regatul Unit și în acest sens este și o mare putere militară. Atunci când tu, Regatul Unit, nu mai este parte din Uniunea Europeană, dar îi aduci într-un summit care nu este instituționalizat și cred că asta este bonusul acestui summit în care este nevoie despre aceste discuții multilaterale, bilaterale, minilaterale, ca să le numim așa, să aibă loc, se creează coordonări, aceste viziuni de ansamblu pentru ca toate statele să meargă în aceeași direcție, să aibă o poziție clară. Pentru noi, de exemplu pentru Moldova, aici este important că Uniunea Europeană își aduce doi parteneri, Regatul Unit și Turcia, pe partea de mari puteri militare. Dacă să ne referim la cel de-al doilea subiect care a fost la summitul din Praga, este vorba despre criza energetică, atunci avem acces, ne aduc alți parteneri, precum Norvegia, da? Marii furnizori de energie, care este important pentru noi și reziliența noastră energetică. Dar nu în ultimul rând, acest summit de asemenea se vorbește despre o integrare în două viteze, ceea ce era inacceptabil până la războiul din Ucraina, până a deveni, a obține statutul de țară candidat, și atunci avem oportunitatea să purtăm anumite discuții și cu colegii din Balcanii de Vest și cu colegii din Ucraina pentru a continua efortul nostru de lobby și advocacy. Zic eu că Uniunea Europeană, de fapt, este portavoce în ceea ce privește pe continentul european
nu doar a democrației, dar a securității și a stabilității pentru țările membre, dar și pentru noi. Tare. Vreau să revin la Stella și Dorina s-a referit în mare parte la oportunitatea pe care o oferă Comunitatea Politică Europeană pentru Marea Britanie. Dar pe tine vreau să te întreb, nu știu dacă s-a reușit să fie confirmată și participarea președintelui Turciei după alegerile care au avut loc. Și dacă da, deci ok, atunci nu te mai întreb și vreau să trec atunci direct la Denis în sensul ăsta. Deci președintele Erdogan va participa la acest summit. Denis, cum vezi tu această comunitate europeană că oferă sau ce oferă această comunitate europeană pentru Turcia și cum Turcia poate fi un actor important pentru continentul european, dar în special aș vrea să te referi un pic la contextul regional, la Moldova, Ucraina, și știm foarte bine că Turcia a fost implicată în diferite exerciții de mediere între Rusia și Ucraina și inclusiv Turcia a avut un rol important pe acordul pe grâne. Dar iată, participarea acum a președintelui Erdogan, după ce a fost reales în alegerile care au avut loc recent în Turcia, cum crezi? Care va fi, în primul rând, agenda discuțiilor și în ce măsură, inclusiv summitul de la Chișinău, ar putea să ofere anumite, știu, oportunități pe viitor? Denis. Eu sunt de părerea că platforma respectivă are o funcție extrem de importantă, care este cea de socializare. Și în procesul de integrare europeană noi înțelegem foarte bine cât de mult contează comunicarea între elitele politice, indiferent de faptul că au o agendă de integrare europeană imediată sau una mai degrabă strategică, cum este cea a Turciei, în condițiile în care există anumite obstacole în ceea ce privește avansarea pe domeniul aderării la Uniunea Europeană. În contextul respectiv, participarea celor mai recenți, să spunem, noi sau realeși lideri, este evident o valoare adăugată pentru procesul de socializare. Și nu cred că evenimentul va fi un fel de legitimizare sau aprobarea votului populației din Turcia, dar cu siguranță este cumva un prim eveniment major regional în care Turcia va fi reprezentată, sper eu, de către Recep Erdogan sau cineva care va veni din partea lui. Deși nu, probabil Stella ar putea să ne spună dacă există o confirmare din partea oficiului președintelui turc, dar în orice caz... Confirmat că președintele Erdogan va participa, da. Da, Denis. Cu atât mai mult că există deja această confirmare. Există această confirmare și bănuiesc că ceea ce urmează să aibă loc ar fi ca o sugestie, o recomandare. Nu știu dacă Moldova poate împinge foarte mult acest subiect, dar este important să găsim dosare, cum ar fi, de exemplu, cel al normalizării relațiilor dintre Armenia și Azerbaijan, în care Turcia poate juca și trebuie să joace un rol constructiv, exact așa cum a făcut pe dimensiunea relațiilor dintre Ucraina și Rusia, unde fără de Turcia nu s-ar fi făcut foarte, foarte multe lucruri. Ne mai vorbim de cele mai importante pentru securitatea alimentară, regională și cea globală. Deci, din punctul meu de vedere, Moldova, deși nu poate face acest lucru, înțeleg că sunt limite la nivel de capacități diplomatice de a schimba cumva agenda deja stabilită, dar probabil este important ca acest subiect să fie readus în discuție de fiecare dată când este oportunitatea ca, nu știu, președinta Maia Sandu sau altcineva din echipa moldovenească să accentueze importanța factorului turcesc pentru stabilizarea și stabilitatea regională, dar și în interiorul anumitor țări, inclusiv Republica Moldova, când vine vorba despre autonomie găgăuză. Mersi, Denis, și într-adevăr în ajunul acestui summit am auzit și informații în presă de la oficiali din Azerbaijan.
lucru care nu a fost confirmat imediat de oficialii din Armenia, că continuă discuțiile, cel puțin pe marginea unui acord de pace și, într-un fel, nu cunoaștem dacă va fi încheiat aceste discuții, dacă va fi un acord de pace de la Chișinău, dar însă acest aspect, într-adevăr, oferă o altă dimensiune, inclusiv pentru noi aici, în Republica Moldova. Dar, uite, Gicu, vreau să te întreb pe tine, în ce măsură, atât, de exemplu, participarea președintelui Turcii ar putea să ne ajute pe noi aici, în contextul discuțiilor și anumitor animozități în ultima perioadă legate de evenimentele din Găgăuzia? Te rog. Eu aș vrea să reamintesc faptul că Turcia și România în 1993-94 a adus pace în Republica Moldova prin a media procesele conflictuale care persistau atunci și a convinge elitele regionale și cele din Republica Moldova în a migra dintr-o republică secesionistă, Bujac din Sud, în unitatea autonomă Găgăuzia. Turcia constant a contribuit la efectul de pace în zona de Sud, ori de câte ori elitele locale își determinau anumite priorități la nivel politic, la nivel economic și în confruntare vădit cu încălcarea anumitor prevederi din legea cu privire la statutul găgăuz, Turcia aducea argumentele în contribuția unității naționale și prezența liderului turc în Moldova în zilele acestea, în săptămâna curentă, va evident va contribui enorm de pozitiv, deoarece minoritatea găgăuză are nevoie de a înțelege câteodată perspectivele care le oferă atât procesele de integrare națională cu politicile de la Chișinău, dar și perspectiva care întreaga țară și-o dorește de apropiere de standardele Uniunii Europene, deci asta e o bunăstare inclusiv și a celor din Găgăuzia. Efectul ăsta, el s-a văzut cu ciclicitate de-a lungul istoriei curente a Republicii Moldova și Turcia a adus un impact pozitiv enorm acolo, inclusiv și la nivel de infrastructură, prin agenția TICA, care mi-aș fi dorit și în alte regiuni ale Moldovei să aibă așa stadion cu centru multifuncțional, apeducte, de sanitarie. Deci acolo e o contribuție enormă, deși Turcia, noi vedem recent că la fel se confruntă cu aspecte de dezvoltare și crize economică și umanitară. Dar ei continuă să aibă un aport foarte pozitiv în dezvoltarea țării. Deci eu doar salut prezența lor în Moldova, deoarece leadership-ul moldovenesc și cei de la Ministerul de Externe admit că în cadrul unor astfel de evenimente cel mai important sunt evenimentele bilaterale în decursul summitului, pentru că acolo în evenimentele bilaterale și într-un format nebirocratizat precum este acest summit permite țărilor mici să-și pună problema chiar în list of priorities la liderii mari. Deci aceasta e o oportunitate unicată care o oferă Moldovii, inclusiv Ucrainei. M-aș bucura foarte mult să văd liderul de la Kiev, pentru că nu este doar despre Republica Moldova. Cum au zis și colegii de platou, se va discuta cu aspectele regionale de securitate, aspectele de îmbunătățire a infrastructurii, cum interconectăm această zonă gri de restul Europei, pe infrastructură energetică, pe infrastructură de drumuri, pe infrastructură multidimensională. Da? Deci aceasta e aspectul pozitiv care permite și ulterior instituțiile create care sunt de genul funcționale, care să nu fie blocate prin veto de cei în conflict, precum este Uniunea Europeană, vor îmbunătăți acele priorități care ei le-au și vor avea un imbold a priorităților în realizare. Deci partea asta este anume partea frumoasă a lucrurilor. Mulțumesc! Mersi mult, Gicu! Noi
încet, încet ne apropiem de finalul acestei dezbateri. Vreau doar să întreb colegii dacă sunt întrebări formulate de cei care ne urmăresc pe online. Nu. Atunci vreau să vă ofer ocazia să interveniți, știu, cu un minut la final, cu un mesaj pe care vreți să-l lăsați ca și concluzie acestei dezbateri, fiecare din voi, și vreau să începem cu colegii de pe online. Dorina, te rog. Da, cred că pentru final aș vrea să reiterez mesajul meu că pentru țara noastră, atât din perspectivă politică, economică, social și socială, este important să utilizăm acest eveniment drept o fereastră de oportunitate și să ne interconectăm atât cu lideri, atât să aducem mai multe proiecte, să preluăm mai multe exemple de bune practici pentru a avansa și a reitera angajamentul nostru față de vectorul intern și extern de dezvoltare a țării, integrare europeană, și să demonstrăm că noi putem confirma acest vot de încredere pe care ne-l oferă Uniunea Europeană prin faptul că găzduim acest summit, dar și nu ultimul rând să continuăm să implementăm reformele pentru a demonstra țărilor membre că noi cu certitudine vrem să intrăm în familia europeană. Te rog tu. Eu vreau să mă alătur la ceea ce a spus Dorina, evident. Această platformă și, în general, întrevederile care urmează să aibă loc, este o oportunitate enormă de a face, cumva, de a trage concluziile și de a vedea unde suntem și cât ne rămâne până a putea convinge partenerii europeni că suntem pregătiți pentru a deschide negocierile pentru aderare, pe de o parte, iar pe de altă parte, evident că este un eveniment plin de simbolism care trebuie transformat în oportunități practice pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga regiune. Iar și este un eveniment nu doar pentru Republica Moldova, dar pe care Republica Moldova trebuie să îl organizeze în așa fel ca să beneficieze ea singură de oportunitățile oferite, dar și să faciliteze alte tipuri de rezultate pentru cei care vor participa împreună cu Republica Moldova. Mersi, mersi mult, Denis și Dorina, pentru că ați fost alături de noi și pentru aceste concluzii. Mihai, te rog pe tine. Eu cred că summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc pe 1 iunie, va fi deja o reuniune care va aduce poate mai multe rezultate decât am văzut în urma primei reuniuni. Înțeleg că acolo s-a pregătit terenul și au fost setate cumva obiectivele și formatul de lucru al acestei comunități. La cel de-al doilea summit mă aștept deja să avem mai multe inițiative care să fie puse pe hârtie și să fie prezentate publicului larg ca fiind proiecte la care se va lucra în perioada următoare. În același timp, mă aștept ca la acest al doilea summit să fie acordată o atenție mai sporită regiunii noastre, iar inițiativele agreate să aibă un focus mai vizibil pe regiunea Europei de Est, ținând cont de locația summitului. Și un al treilea aspect care cred eu că este important ține de monitorizarea, cel puțin pe termen mediu, a modului în care Republica Moldova va beneficia de pe urma acestui eveniment. Nu cred că trebuie să ne așteptăm ca pe data de 2 iunie, pe 3 iunie să vedem mari decizii anunțate de către țările europene, către Uniunea Europeană vis-a-vis de Republica Moldova. Cred că așteptările noastre trebuie să țină, așa cum am spus, de
potențiale decizii pe care le pot lua țările europene, Uniunea Europeană, până la sfârșitul acestui an, anul viitor, legate de asistență pentru țara noastră, legate de parcursul nostru european, intensificarea comerțului, atragerea investițiilor străine, dar și proiectele regionale de infrastructură, interconectare pentru Moldova și țările din regiunea noastră. Eu, așteptările mele este de stabilizarea regiunii, securizarea regiunii și bunăstare, creare de bunăstare, care toate ele vin consecvent una reieșind din alta. Deci, mai multe așa evenimente în regiunea noastră, îmi doresc și în Ucraina ulterior să se întâmple aceste procese. Lideri mari când vin de șef de state și guverne în această regiune, care suntem totuși descrise în toate registrele de Departament de Stat, de alte aspecte care țin de securitatea individuală, prezența astor de evenimente vor diminua, deoarece vor contribui la libertatea de mișcare, libertatea capitalului și așa mai departe. Efectele nu vor fi imediate, însă și publicitatea și deschiderea care o vor vedea aici în Republica Moldova va avea efecte pozitive într-un termen foarte scurt. Eu sunt foarte satisfăcut de, și le doresc succes colegilor să-l ducă cu mai puține abateri de la programul general. Da, este evident că Moldova va avea un capital de imagine foarte mare și va face din acest eveniment. Acum, ce va fi în continuare depinde foarte mult de agenda internă. Ce vom face cu acest capital? Îl vom irosi și îl vom risipi sau vom continua să facem reforme, să întărim capacitatea statului pentru a, pentru ca să credibilizăm prin fapte această imagine și în cele din urmă să reușim să progresăm și inclusiv să ștergem de pe noi etichete cum ar fi Moldova, cel mai sărac stat din Europa, sau Moldova aflat în zona gri, prin convertirea în Moldova ca parte a familiei europene. Mersi. Eu, în primul rând, mă bucur că noi, pe partea de organizare, organizatori și instituții guvernamentale, dar și reprezentanții societății civile, suntem pe aceeași pagină. Avem așteptări mari de la acest eveniment și îl vedem, într-adevăr, ca și un viitor capital de imagine, un viitor capital politic. Și cu toții avem așteptarea ca Republica Moldova va face ceea ce poate foarte bine, să folosească acest capital de imagine pentru a promova interesele cetățeanului, pentru a avansa pe integrarea europeană și eventual pentru a deschide negocierile. Cu toți împreună cred că trebuie să ne asumăm și rolul să contribuim la, la acest lucru. Mersi mult, Stella, mersi mult încă o dată colegilor în acest panel care au participat la această dezbatere. Am avut o dezbatere, după mine, interesantă, cu subiecte noi pe care le-am introdus, relevante. Mersi încă o dată și colegilor de pe online, de Denis și Dorinei. Asta a fost dezbaterea noastră, concluziile au fost spuse. Urmează următoarele zile să găzduim liderii europene aici în Republica Moldova. Vom aștepta care vor fi anunțurile și deciziile în privința Republicii Moldova, că asta înțelegem că se va întâmpla. Și evident că sperăm noi ca acest eveniment nu doar să ne ofere acest capital de imagine și să ne promoveze la nivel european și global cu această ocazie, dar într-adevăr să ne întărească și mai mult ca și stat european și să ne oferă și mai multe motivații și direcții în a ne moderniza, în a ne transforma și a deveni într-adevăr o insulă de stabilitate, dacă o doriți, în viitor. Mersi încă o dată tuturor celor care ne-au urmărit online, mersi mult colegilor de la Privesc EU și celor de la Realitate care au transmis această dezbatere. Vă readuc aminte că formatul de dezbatere Uite Beți Cafe este realizat de Institutul pentru Politici și Forme Europene în cooperare cu Fundația Hans Seidel aici în Republica Moldova. Vom continua acest ciclu de dezbateri cu subiecte noi. Urmăriți-ne, vă urez o lumea cât mai bună și toate bune. Succes!